Suntem puțini. Îmi place de un om al lui Dumnezeu care zicea, eu și cu Dumnezeu suntem, știți cum? Cum suntem? Majoritari. Restul nu contează. Vorbea fratele Beni despre constanța lui Dumnezeu. Mai zilele astea am un prieten aici, are o cabană aici undeva pe Valea la Peașteș și mai vorbim cu el despre cele sfinte și spune el ceva că se teme, că nu știe cum o fi, că dacă Dumnezeu s-a răzgândit cu ceva cu privire la el, tot felul de chestii de astea așa, era mai îndoielnic așa. Zic, măi, tu nu de Dumnezeu să te temi, tu de tine să te temi, să nu te schimbi. Că Dumnezeu e constant. El e același ieri, azi și în veci. Variabil azi eu. Eu mă sucesc, eu mă schimb, eu am un sus, am un jos, am un laud pe Domnul, am un zic de... Nu mai este Dumnezeu, nu știu unde e, că nu merge treaba. El e constant, lăudat să fie numele Lui. Am dorit seara aceasta să ne uităm așa în câteva cuvinte la creație, la ceea ce a făcut Dumnezeu. Multă vreme am avut impresia că primul om care are chipul nostru așa, a fost Adam. Voi ce părere aveți? Așa am crezut. Am citit în Geneza că Domnul a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Da, numai că mai înainte, cum citirăm în Coloseni, au făcut un experiment în cer. Ați fost atenți la citire. Deci, cel din tâi născut din... Opa! Au făcut un prototip înainte. Au făcut un model înainte de a plămădi pe pământ ceva. Au făcut un model pe Domnul Iisus Hristos. Când l-a văzut Pilat pe Domnul Iisus, ce-o zis către el? Iată? Cum o zis? Iată omul. Iată omul. Nu, pentru el nu era Fiul lui Dumnezeu, nu era, el zis, iată omul. Numai că omul ăsta era originalul. Omul ăsta, Iisus Hristos, care era înaintea lui Pilat, era originalul din cer, după care a fost creat Adam, și după care s-a perpetuat mai departe, toți noi ceilalți. An la an, dacă o să citiți cu atenție acolo în Scripturi, mai la început, în Geneza, o să vedeți că tot așa, unul după chipul altuia s-a născut acolo. Și toți au fost la fel. Hai să vedem. În Geneza 2 cu 7 spune așa că Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, l-a pus pe om acolo, urmează mai departe. Domnul a zis după aia, nu e bine ca omul să fie singur, i-a făcut un ajutor potrivit. Domnul i-a dat viețuitoarele pe mână, le-a dat nume, le-a dat la toate. Omul a pus nume la toate, era foarte capabil omul ăsta, foarte înțelept. Am stat și m-am gândit ce s-a întâmplat cu omul după ce a căzut în păcat și l-a scos din grădină. Îmi place să zic că din creierul ăla mare care l-avea proiectat la început, o mai rămas cu cât zice știința să că folosim noi din creier. Genile 7, 8, 9, 10, restul 4, 5, 3, 5, 7, pe acolo, 2, alții, nu, să supraviețuim, merge așa un pic viața înainte. Dar restul de 80, 90, ce s-a întâmplat? 95? Ce s-a întâmplat cu el? În ziua în care vei mânca, vei... A, dar noi nu suntem morți niciunul, că noi umblăm, mișcăm, facem. Asta și m-am gândit când Iisus Hristos și Dumnezeu la urmă va restaura toate lucrurile. Va restaura.
Zice că celor ce vor birui vor da, îi va da dreptul să mănânce din pomul, care pom? A vieții. Mă, nu l-a îndemnat Satan acolo în Eden să mănânce din pomul vieții. O să zic, nu mănânce din celălalt. De la. Și după aia, după ce a mâncat din ăla, la îndemnul lui vrăjmașului Dumnezeu, după aia ce hotărâre a luat Domnul? O zis, hai să-l izgonim repede de aici, să nu-i vină orice idei să mănânce și din celălalt pom. Să devină nemuritor. Afară de el. Grădina securizată, tot. Caută-i și acum probabil caută. Râuri, patru râuri, nu știu ce. N-află. Ai zis unii că e sub Antarctica, e pe pol, pe nu. Treaba lor. Poate să muncească. Ce a securizat Dumnezeu, să știți o treabă. Omul n-are cum găsi. N-are cum găsi. Poate să caute, poate să facă ce-o vrea. Treaba noastră este să căutăm să fim plăcuți Domnului. Treaba noastră este, dacă Dumnezeu ne-a făcut oameni după chipul și asemănarea Lui, să respectăm și să ajungem la standardul ăla. A fi om. Mi-aduc aminte când eram copil, era pe vremea lui Ceaușescu, și aveam un vecin bețiv. Avea un copil de o seamă cu mine, eram colegi la școală, și cula se îmbăta zilnic, nu avea nicio treabă. El muncea un pic dimineața și se îmbăta. Păi gata, cânta pe drum, nu avea nicio treabă. Dar spunea o vorbă. Când era beat așa, era pe vremea lui Ceaușescu, nu erau domni, erau numai tovarăși atunci. Și cula când era bat, zicea așa, a fi domn e o întâmplare, a fi om e lucru mare. E bat, așa era. Și mi-a rămas mie fraza asta așa în minte și am zis, ce vrea să zic ăsta? Adică, domn, poți să fii că ești prieten cu careva și ți-o dat o funcție bună și ești și tu domn, nu? Ai ajuns tu ceva. Dar să fii om în fiecare zi, să fii om în fiecare relație, să fii om în societate, să fii om în biserică, să fii om în familie, să fii model pentru prunci, să fii model pentru ceilalți care te cunosc, asta într-adevăr e lucru mare. Deci e un bețiv asta. Dumnezeu nu cere altceva de la noi de multe ori decât să fim oameni. De ce? Pentru că omul este proiectul Lui. Și proiectul Lui, știți cum e? Desăvârșit. Iisus Hristos, care a fost prototipul. Cum zice Pavel în unele locuri? Mă lupt să fiu cum? Ca El, una cu El, asemenea Lui. Mă port aspru, fac, tot ce pot eu, tot ce stă de mine. Ca să fiu cum? Ca și modelul. Ca și tiparul. Domnul să ne ajute la asta. Dacă stăm să ne gândim la Domnul nostru Iisus Hristos, după standardele de astăzi, dacă ar trăi un om ca El, și atunci a fost contestat, dar astăzi ar fi mai tare contestat. Atunci l-au contestat doar oamenii religioși. Doar cei de la templu, care nu le potrivea lor nimic din ce spunea. Nimic. Cum să te dai tu Dumnezeu? Cum să vii tu din cer? Cum să fii tu înainte de Avram? Cum? Nu încăpea. Nu încăpea. Nu le potrivea nicicum. Vreau să vă spun că astăzi, dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în același fel pe planeta noastră, oamenii l-ar trata mai rău decât aia de atunci. Pentru că lumea de astăzi e o lume care, așa cum mai e câte o poezie, că totul e pe dos, cu susul în jos. Tot ce era normal oarecând, amă, nu-i mai normal. Inclusiv legile care se dau de guverne, de state, de astea, o anomalie, multe dintre ele. Anormal. Unde sunt oamenii care trebuie să fie după chipul și asemănarea Creatorului, după proiectul original? Vedeți, noi toți tânjim și spunem,
venim la adunare, venim la casa Domnului și avem nădejdea vieții veșnice, nu? Avem nădejdea împărăției. Iisus Hristos a zis, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți că oamenii de astăzi nici nu-i mai interesează asta? Stăteam astăzi la masă cu niște frați păstori, lucrători acolo, oamenii lui Dumnezeu, și am zis așa, la nivel de biserică, cum o să tratăm și ce o să facem cu oamenii de peste 20-30 de ani, care mare parte dintre ei nu vor mai avea o minte sănătoasă? Nu vor mai avea o minte sănătoasă. Pentru că mulțimea de informații care le strecoară prin cap, mulțimea de informații diverse, una dintr-un domeniu, una din alta, în interval de 30 de secunde, una din stânga, una din dreapta, una de sus, una de jos, vor face ceva cu creierul omului încât nu va mai avea un discernământ normal. Dacă vă uitați astăzi, au apărut din ce în ce mai multe locuri de muncă în domeniul psihic, psihiatri, psihologi, tot felul. Mănâncă pâine și ăștia. Dar meseria asta a apărut ca o nevoie în societate. Nu că n-au clienți, au prea mulți. Și vezi oameni, așa, sănătoși la trup. Doar că la minte au o problemă, sunt bolnavi. Suferă. Multă vreme n-am crezut în bolile astea mentale. Am zis, da, eu știu, zei ceva au. Dar așa cum ne îmbolnăvim de ficat, și de ce ne îmbolnăvim în general de ficat? Mâncăm prea mult, prea prăjit, prea uns, prea aiurea, prea oricând, prea neregulat, prea gras, prea fumat și prea, prea. Toate sunt prea. Și cine suferă? Ficatul și stomacul și toate astea. Ei, când la creier iar îi dai tot felul, ce se întâmplă cu el? Supraalimentare cu informație și să încinge, prăjește. Se strică. Și vorbeam cu frații ăștia, când vom avea în biserică mulți din ăștia, mai mulți decât avem acum, ce soluție vom avea pentru ei ca să-i echilibrez? Pentru că nu vom avea de-a face neapărat cu demoni, nu vom avea neapărat de-a face cu posesiuni demonice, cu atacuri demonice, cu tot felul de chestii astea, nu neapărat. Ci vom avea de-a face cu o stricăciune a minții. Și la lucrurile astea, biserica de mâine trebuie să aibă soluții. Domnul va descoperi negreșit în viitor. Și tot din Evanghelia asta, lucruri care acum ne scapă, nu le vedem, nu le înțelegem, vor fi tratamentul pentru oamenii de atunci. Pentru că Domnul are în vedere și Evanghelia asta. Înaintașii noștri, oamenii, părinții noștri, dacă vrem să zicem, au citit ceea ce citim și noi astăzi. Și dacă am stat de vorbă cu ei, ce ai înțeles din textul ăsta și ce am înțeles noi, știți că nu înțelegem același lucru? Și dacă îi aducem pe ăștia care-s la laptop acum și da pe pruncilor când eu mă aduce și om citi același text și o să comparăm patru generații la rând, știți că fiecare înțelege diferit? Noi cum facem? Că Dumnezeu e același ieri, azi și în veci. Da, numai că e așa de mare, ieri așa în veci, încât, iar noi așa de mici, încât vedem din secțiuni. În secțiuni vedem, fiecare în secțiuni. Biserica și oamenii când erau în biserică și erau prigoniți, înțelegeau dragostea și bunătatea Domnului într-un fel. Oamenii din capitalism, unde au libertate maximă și pot să facă ce vor, o înțeleg bunătatea Domnului altfel. Ăia din China astăzi, care li se taie capetele sau ce știu de pe unde, de pe în Orient, înțeleg altfel bunătatea Domnului? Așa că bunătatea Domnului e adaptabilă la fiecare generație, la fiecare rând și neam de oameni. Și Domnul să ne binecuvinteze ca să înțelegem că El este bun, ne cheamă la mântuire, ne cheamă la viață și în primul rând ne cheamă să fim oameni.
Dacă astăzi oamenii sunt compromiși, numele de om și calitatea de om, originalul a rămas la fel. Mă gândesc ce va face Domnul când se va uita la tine sau la mine și va zice, măi, proiectul e așa, dar el nu e ca și proiectul. Am construit la Oradea o construcție acolo în birou la firmă, am făcut proiect. L-am cam respectat așa. Da, undeva la o intrare am văzut un birou mic acolo, era la stradă. Proiectantul mi-a pus două uși acolo. Când l-a proiectat, nici eu nu mi-am dat seama, două uși. Dar ce să pui două uși la un birou mic? Pune numai una. Am pus numai una. Mai, când am făcut scările acolo, am zis, ce sub scări ar potrivi un spațiu tehnic, hai să mutăm un pic așa. Și am mai mutat câteva și acolo. Când am ajuns sus, am zis, ce ar mai ieși de un dormitor, ceva, hai să mai facem ceva. Modificări mici. Și a venit recepția. O luat proiectul, originalul, a uitat. Deci, unde e ușa? Păi, dar nu-i trebă, că nu corespunde. Nu merg mai departe. Aci, de ce nu-s 2 metri, că e numai 1? Păi, așa, e mai bine. Nu-i. Am mai mers pe sus. Asta nu-i, aia nu-i. Au zis, proiect modificator. Nu recepționa. Nu-i conform proiectului. Acum, proiectul de om. Asta, cum îl modifici? Păi nu poți modifica proiectul. Proiectul de om nu-l poți modifica. Aici, la construcții, la betoane, facem proiect modificator, mai trec 6 luni, un an și se rezolvă. Dar proiectul divin al omului, el a creat prototipul pe Iisus Hristos. După modelul Iisus Hristos l-a creat pe Adam, după chipul și asemănarea lui, nu? A noastră, a lui. L-a creat, l-a făcut din țărna pământului. A suflat, a devenit un suflet viu. De acolo s-a perpetuat mai departe, după chipul și asemănare, conform proiect, tot. Întrebare. La final, ar trebui să ne gândim, dacă nu corespundem cu proiectul, cum facem? Că Iisus Hristos a venit să restaureze ceea ce era stricat. Vrei să zici ceva? Este o făptură nouă, conform proiectul, conform revenire la original, nou, cu toate că era originalul, mai vechi, dar vedeți nou, pentru că ce era atunci pe piață era tot vechi și pervertit și sucit și stricat. Și o zis, trebuie să facem, să revenim la original, și o zis, facem nou, că pentru voi e nou. Nu-i... Așa că Domnul să ne ajute să citim Scripturile. Că în ea le găsim, în ea le găsim originalul. Vedeți, dumneavoastră, am citit aici în Coloseni. El ne-a izbăvit. Cine El? Hristosul ne-a izbăvit. De sub ce ne-a izbăvit? Hai să vedem. De sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Biblia spune că odinioară eram toți, cum? Morți în ce? În păcatele și în greșelile noastre. Toți eram morți. Am stat de multe ori și m-am gândit așa, cum se poate un om să mănânce, să vorbească, să aibă nevastă, să aibă copii, să meargă la muncă, să vină la biserică și să fie mort. Când umbli. Nu ești mort, nu? Mort ambulant, eu știu. Dar atunci, dacă eu nu sunt mort, și Biblia zice că sunt mort în greșeli, în păcate, ce-i mort de fapt? Astăzi atâția oameni sunt morți, mai mulți decât evii, mult mai mulți. Sunt morți, ambulanți.
Și de ce-s morți? Prea mulți oameni nu le mai pasă de sufletul lor. Nu le pasă. Am o verișoară. Dar ce-i crescută la țară, la Bulz. Nu departe. A tras o trântă, a rupt un picior, a rupt o mână și stă în pat, acum în ghips, așa. Și m-am dus la ea, cu Nelu, cu fratele meu, să o vizităm, mamă, că e din neamul nostru. E Viorica, e Florica, e Zanfir, verișorii noștri primari. Părinții lor, pocăiți. Ei au ales altceva. Și acum, el, ăsta, Zanfir, cel mai mare, așa, printre ce, nu, Viorica e cea mai mare, el e al doilea, nu știu cât acolo, 63-64 de ani, un fel de la Alzheimer. Om care, la primărie, consilier, tot, bătăios, luptător. Cealaltă, cu piciorul rupt, mâna ruptă, stătea în pat. Și mi-a înțeles, vorbim de Iisus Hristos, mă, n-are Domnul un plan cu voi cumva? Și am pus să vă uitați către cer. Și o întrebă Viorica, deci verișoara noastră, ce crezi tu că se va întâmpla după ce mori? Nici nu m-am gândit, nici nu mă interesează. Ulai, Doamne, noi povestim din Scripturi, citim, spunem de la zi, bă, vine vorba așa să ne rugăm unii pentru alții, să facem o rugăciune. Ea pe lângă, n-ai nicio treabă cu rugăciune voastră. Nelu insista să ne rugăm. Stai un pic, Nelu. Îi spun o poveste din Biblie, ăla cu broștele. Îi spun povestea frumos, acolo, cu făinit, cale, plăgile peste egipteni, chin, greu. Dar e una dintre povești, zic, și ăla era cu broștele, în oala cu smântână, în pat, în peste tot, broștele inundaseră tot palatul. Și vine omul lui Dumnezeu la el și zice, când să mă rog să margă broștele de la tine? Zice, hai mâine. Hai mâine. Măi, omul ăla era cu minte sănătoasă? Sau i-au plăcut broștele? Eu nu știu. Viorica nu a prins ideea nimic pe lângă, n-a nicio treabă. Nelu insista să ne rugăm. Pentru cine, zic? Deja bă te rogi la cine nu vrea, nu crede, nu cere, nu dorește, n-a... Vezi, Margarita are aruncate aiurea, dă-i pace. Ne-am dus și am mâncat o tămătie și acolo în spate, ne-am dat pace. Și am zis așa, oameni cărora nu le pasă de sufletul lor. Nu le pasă. Nu dau doi bani pe el, nu se gândesc că într-o zi vor muri, nu se gândesc unde vei merge când vei muri, cu toate că sunt plancari de acum și pe marginea drumului la ieșire din Cluj, vezi unde îți vei petrece, ce, după ce mori, era ala, piu, 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 unde mergi? N-am nicio treabă, nu merg nicăieri, nu știu. Vedeți, mie asta, o grămadă de oameni ăștia sunt în jurul nostru, locul lor ar fi pacis să mai bage ceva la cap. Este unul la conițel, sau cam certa el cu pocăința așa, dar au spus în toată nebunia lui, a spus o treabă bună. Mă zice, oamenii care merg la biserică îți mai deștepți ca ceilalți cu multul. Mă, dar de ce? Deci nu există la biserică, dacă te duci dintr-o predică, dintr-o cântare, să nu înveți ceva în fiecare zi și de fiecare dată. Nu există. Cel mai slab să predice, cel mai slab să citească din Biblie, mă, tot înveți ceva. Dar dacă nu te duci, nu înveți. Și ești mai înapoi ca și aia care învață. Bă, zic, are dreptate și ăsta. Tot certa el cu pocăința, dar știe el ceva. Așa că Domnul să ne binecuvinteze. Deci, El ne-a izbăvit, Iisus Hristos, de unde? De sub puterea satanei, de sub puterea întunericului, de sub condamnarea la moarte, din moartea în care trăiam. Era morți ambulant și El a zis, nu-i bine să fiți așa, eu vă duc la viață. Pentru că în Eden o zis, în ziua în care vei mânca, vei muri. Păi vei muri că s-o ascuns de Domnul, s-o ascuns de Tata.
l-a dăpostit pe acolo. Nu-i. Adame, unde ești? Aici, boscheț. Dar ce ai făcut? Nu, făcut ceva și eu. A murit relația, a murit legătura. Oameni care-s morți astăzi și n-au legătură cu tata, sunt prea mulți. Sunt prea mulți. Bisericile-s goale și parcă, pe zi ce trece, tot mai goale. Tot mai goale. Dacă vine câte o mișcare de asta mai carismatică, mai care ar mai atrage câte ceva, imediat sar comunicatele de peste tot, eretici, deplasați, excentrici, ce știu ce, nu-s buni. Că de aia fac ceva. Nu? Iisus Hristos făcea ceva. Cum era în față de ceilalți? Nu-i bun. Are drac, zicea. Lucrează cu Belzebul. Bă, nu prea seamănă aceleași metode și astăzi? Prea seamănă un pic. Prea seamănă. Da, seamănă, nu, asta este, dacă n-ar răsări măcar. Deci, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Știți ce am întâlnit eu în umblarea mea prin lume și printre pocăiți? O grămadă de pocăiți care nu cred că-s iertați. O grămadă de oameni care vin la biserică și nu cred că i-a iertat Domnul. Cu iertarea asta să știți că e o poveste tare, tare ciudată. Mi-aduc aminte de un exemplu care îl dă Domnul Iisus, o pildă, cu iertarea. Zice că un cămătar avea doi datornici, nu? Unul datora acolo ceva bănuți, unul datora mult și i-a iertat pe amândoi și întreabă Iisus, care crezi tu că va iubi mai mult? Păi zice, ăla socotesc ăla care s-a iertat mai mult, drept ai judecat. După aceea mai apare o poveste. Era unul care era dator 2 milioane de dolari asta. Stăpânul e bogat, n-avea nicio treabă cu 2 milioane. Și-a zis, trebuie să plătești. Păi nu pot plăti. Atunci îți vindem nevasta, pruncii, tot ce ai, casă și recuperăm cât putem din datorie. Ăla s-a dat la plâns, s-a dat la pocăință, s-a dat la lacrimi și la asta i s-a făcut milă de el, nu? L-a iertat de datorie, da? Ăsta a plecat bucuros, chiuind, aleluia, ce bine, Domnul mi-o da izbăvire. Am scăpat de datorie, l-am făcut și pe ăsta, e bine. Și-a plecat în oraș. Și s-a întâlnit cu altul, care-i datora lui, ce știu, 100 de euro acolo. Bă, să-mi dai banii. Bă, n-am acum, măi, păsuiește-mă, știu, mă. Nimic, mie să-mi dai banii. Și dă-i ghint, dă-i, cheamă poliția, ai, jandarmii, ai, trebuie să dai banii. Da, ochii poporului au văzut scena. Au văzut scena. S-a dus la stăpân și a zis, stăpâne, auzi tu pe ăla care l-a iertat de atâta, fii atent ce-a făcut, mă. Fii atent ce-a făcut. Mă, așa a făcut. Așa a făcut stăpâne, că și eu l-am văzut. Mai vine unul. Exact așa a făcut. Le dă și ăla povestea. Așa a făcut. Chemați-l la mine. Ce s-a întâmplat cu iertarea care a primit-o? S-a anulat. De ce? Pentru că n-a făcut și el la fel. Nu vedeți-mi asta acum? Aici spune că în el avem răscumpărarea și prin sângele lui iertarea păcatelor. Asta așa scrie, așa rămâne. Dar Tatăl nostru cum zicem? Și ne iartă nouă precum iertăm și noi, Elisei când era mic zicea, nu zicea așa, zicea, cine iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi la păcătoșii noștri. Deși noi avem alții care păcătuiesc față de noi și trebuie să iertăm. Că dacă nu ierți,
Îmi pare rău să zic, dar nu ți se iartă, cu toate că aici scrie că în sângele Lui avem iertarea păcatelor. Și o avem. Doar că după ce ne-a iertat El, trebuie să fim ca El, să fim oameni ca și prototipul, ca și proiectul. Cum e proiectul? Ce-a făcut proiectul original? O iertat. Și dacă eu nu iert, o să ajung la final să nu corespund cu proiectul, cu originalul. Îmi pare rău, ai avut șansa să ierți. Că știi? Nu știu, Domnul, Satana, împrejurările, nu știu cine, dar ne încearcă și pe noi. Deci, eu sunt bine cu tăte. Și minte, n-aș vine unul și te năcăjește. O trage o țapă, ceva, o ți-o spart, o ți-o îndoit mașina. Eu știu ce-a făcut. Și trebuie să dovedești că ai iertat. Și dacă pici examenul? Pici. Îl repeți. Îl repeți. Așa că Domnul să ne ajute să corespundem cu originalul. Dar păi după aia în următorul verset zice că El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Originalul, modelul original, El, Hristosul. Dacă El l-a iertat, trebuie să iert și eu. Nu stai și m-am gândit așa la iertarea asta. Așa greu e oare să ierți? Ha? Ce zici? E greu? Și de fapt, iertarea de ce depinde? Zi tare. Iertarea este o alegere. Aleg să-L iert sau aleg să nu-L sufăr. Simplu. Iertarea e o alegere. Cine alege? Domnul, nu? Duhul Sfânt, vecinul, nevasta. Nu, nu. E responsabilitatea mea. E responsabilitatea mea de om să hotărăsc, să decid să iert. Pentru că eu ies în mare avantaj dacă iert. Ies în mare avantaj dacă iert. Hai să mergem un pic așa la un scenariu de neiertare. Să presupunem că ai un vecin care, eu știu, ți-o muta mejea un metru către tine. Să zicem așa. Și nu-l suferi nici cum. El nu-și mută mejea înapoi și tu nu-l ierți, da? Și de câte ori îl vezi, fierbi. Întrebare. Cui dăunează starea asta? Cui dăunează? Nu mie, care nu iert. Mie care nu iert. Eu îmi dăunez mie cu atitudinea și cu decizia mea de a nu-l ierta pe ăla. Da, dacă-l iert. Da, Domnul să te binecuvinteze. Hai mai dau un metru, că ia-ți aici. Da, treabă după aia. Decizie. Hotărâre. Domnul să ne ajute să luăm hotărâri înțelepte și bune, că Domnul e bun cu noi. Prin El, adică prin Iisus, au fost făcute toate lucrurile care sunt în cer, pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. V-ați gândit vreodată așa că ar putea fi lucruri pe care nici NASA, nici nimeni nu i-a trecut în cap până acum să își dea seama că există așa ceva? Vă dați seama că până la descoperirea curentului electric, el exista, nu? Că existau fulgeri, existau frecări, scântei, tot ce vrei exista. Doar că omul n-a avut capacitatea să gestioneze forța asta a electricității. Iar după ce Dumnezeu i-a dat descoperirea asta cuiva, a reușit să o tragă pe sârmă, să o pună, să o facă, să o încadreze, și noi astăzi, într-un loc neluminat, să avem lumină. Să avem boxe, să avem sunet, să avem tot felul de lucruri. Ce e asta? Nu e înțelepciune divină descoperită oamenilor? Nu e ceva din ce are Dumnezeu în cămările lor și a zis, hai să le dau și lor ceva un pic. Telefonia, comunicațiile de astăzi. Diavolul, credeți că are capacitatea să arate ceva, să descopere?
Nu tot Dumnezeu a dat oamenilor o descoperire în domeniu. Că după aia s-a pervertit lucrurile și s-au sucit și s-au făcut altceva, s-au pervertit. Asta e o altă poveste. Dar originalul e spre bine, spre folosință, spre dezvoltare, spre creștere. Așa că în el au fost făcute toate lucrurile, văzute, nevăzute, cunoscute, necunoscute. Eu mă gândesc că sunt încă o infinitate de lucruri pe care oamenii nu le cunosc, nu le știu. Prin Duhul Sfânt, oamenii pot să acceadă informații care n-au mai fost descoperite pe pământ până acum. Pentru că în el e toată știința, toată cunoștința, toată priceperea, toate sunt acolo. Noi de acolo doar accesăm și luăm câte ceva. Fiecare cât poate, fiecare cât îl duce, fiecare cât are capacitate de descoperire, de citire, de traducere. Domnul să ne binecuvinteze. Apoi după aia se referă la scaune de domnii, dregătorii, stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Dacă vorbim astăzi despre lucrurile astea, domnii, stăpâniri, căpetenii, ne ducem la teoriile astea a conspirației, în spatele tuturor ai satana, ai diavolul, îi distrugerea. Oare chiar așa să fie? Dumnezeu încă este la cârmă. Dumnezeu e patron. Sunt împărații pământului care fac planuri și Domnul stă sus și zice ce face? Râde, zice de ei, nu? Râde. Orice stăpânie, suntem în perioada alegerilor la noi în țară, trebuie să punem președinte, avem atâția de nu mai știi ce să pui. Cine credeți că va ieși președinte în România? Nu ne interesează un nume. Eu vă spun cine va ieși, ăla care zice tata. Tata deja știe cine va fi președinte pe Crăciun. Știe, e hotărât. Că fac ei planuri, că zic, că o dregem, o sucim, ne asociem, ne dăm comunicate, o excludem pe asta, băgăm pe celălalt, tot felul de jocuri din astea. Dumnezeu are treabă și cu domniile și cu stăpânirile. Toate au fost făcute prin El. Toate se țin prin El, toate le ține El. El ridică și El coboară și pe împărat, și pe om mic, și pe om mare. El îți dă o slujbă bună, El ți-o ia și îți dă alta și mai bună. El face tot felul de lucruri din astea. El, pentru că El are toată puterea unde? În cer, pe pământ și sub pământ, lăudat să fie numele Lui. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Înainte de a fi creat lumea, pământul și tot ce e pe El, Iisus Hristos era. Era. Și eu am chipul și asemănarea Lui. Minunat lucru, lăudat să fie Domnul. Dacă vorbim despre biserică, El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel dintâi născut dintre cei morți. Ca în toate lucrurile să aibă întâietate. În viața noastră îi dăm noi întâietate în toate lucrurile Domnului Iisus Hristos? Noi vom merge, vom face, cum spune și în Scriptură, că mergem în cetatea cu tare, vom face comerț, ne-am îmbogățit, vom veni. Toate astea așa. Da, dacă e voia Lui, că dacă nu, vii ca Naomi către casă. Văduvă și fără prunci. Da, e cu nume alt. Toate lucrurile le face El. Când mergeți oriunde, când vrei să faci orice, cu Domnul. Doamne, e voia Ta? E planul Tău. Știți, în viața aceasta ni se ivesc multe oportunități. Să faci una, să faci alta. Dar credeți că toate ni-s bune, câte ni se ivesc pe drum. Sunt lucruri care ne-ar putea edifica și înălța, crește, binecuvânta, dar sunt lucruri care ne-ar putea duce pieirea. Sunt lucruri care ne-ar putea duce nenorocire. Și de unde să știu eu să le deosebesc așa bine? Că mie toate mi se par bune. Numai că partea frumoasă îi, că în mine locuiește cine? Duhul Sfânt. Iisus Hristos nu m-a lăsat singur. Ucenicii aveau problema asta.
Când l-au văzut că se înalță, se duce, gata, nu mai este chip de sucire, să-l faci să se răzgândească cumva. Și cu noi cum rămâne? Stați pe pace, am plan și pentru voi. Mă duc, dar stați aici, nu vă depărtați, nu plecați nicăieri, că vă trimit pe cineva care va fi cu voi și în voi până când? Până la sfârșitul veacurilor, la sfârșitul zilelor, la sfârșitul istoriei bisericii, dacă vreți. Și atunci, eu nu am o problemă în a mă consulta în ceea ce fac sau în ceea ce nu fac. N-am o problemă. De ce? Pentru că am în mine pe Dumnezeu. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, cum sunt ăștia? Una. Și unde locuiesc ăștia? Și atunci, mai am eu probleme? Am probleme numai dacă nu mă relaționez, dacă am murit cumva sau mi s-a întâmplat ceva, un accident, atunci am probleme. Dar în mod normal, n-ar trebui să am probleme. Ar trebui să am soluție la orice probleme. A mele și a celorlalți din jur. Asta e normal, așa e proiectul. Domnul să ne ajute să fim ca și proiectul. El este capul trupului, capul bisericii, începutul, tot. Eu fac parte din biserica lui, sunt un mădular acolo în trup. Am conexie cu capul prin trup, nu? Duhul Sfânt ne face pe toți, cum? Una. Una. Totul e un ansamblu funcțional. Așa cum e electrica în biserica asta, toate becurile astea așa. Se aprinde la un întrerupător, pe segmente, pe, cum îți spuse, la rând, tot. Așa și eu, un mădular în trupul lui Hristos, care viața lui curge prin mine. Treaba mea este să fiu în trup, să fiu în biserică, să fac parte de acolo. Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să ne ajute. Noi știm că suntem răscumpărații lui. Și dacă suntem răscumpărații lui, nu ne temem de nimic. Orice problemă am, întreb capul, cum e? Cum facem aici? Și capul totdeauna îți dă soluția cea mai bună. Soluția cea mai eficientă. Mai treaba e când o facem noi de capul nostru, atunci sunt și consecințe. Sunt. Mai reparăm după aia, mai ne pocăim, ne mărturisim, ne îndreptăm, mai plângem câte un pic. Ne trece. Lăudat să fie Domnul. Fraților, aș dori să rămânem cu gândul ăsta, să fim oameni ca și originalul. Oameni ca și prototipul. Lumea asta e plină de arătări din astea care seamănă cu oamenii. Dar original, conform cu originalul, din păcate, sunt prea puțini. Am început cu turmă mică, nu te teme. Nu te teme. Putem spune că Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. De ce? Pentru că El se ocupă de mine. Oaia n-are capacitate de a se descurca singură. N-are. Am întâlnit mulți oameni care au impresia că se descurcă. Îmi place să spun că eu nu mă descurc singur. Mă descurc numai dacă mă ajută El, numai dacă mă călăuzește El, numai dacă mă povățuiește El. Și Domnul să fie lăudat. Aș dori să ne ridicăm pe picioare și să-i mulțumim Domnului pentru seara asta, să zicem, Doamne, ajută-mă să fiu ca Tine. Avem noi o cântare. Iisus e scump, aș vrea să fiu ca Tine. Sau cum e cântarea? A? În pribegia mea pe acest pământ. Poate o și găsesc să cântăm la urmă. Hai să facem rugăciunea aceasta, să zicem, Doamne, povățuiaște-mă și călăuzeaște-mă Tu să fiu ca Tine. Să fiu așa cum ai proiectat Tu. Noi ne facem proiecții despre noi, despre copiii noștri, vrem să-i facem temerce. Doamne, copiii mei, fă-i ceea ce ai Tu nevoie pentru generația lor. Doamne, binecuvântează-i Tu la plecare, la venire. Îți mulțumesc că Tu ești cu ei și în ei. Doamne, îți mulțumim pentru toate lucrurile. Tu ești capul. Pe mine ține-mă în trup numai acolo. Nu mă lepăda sub nicio formă.
Și, Doamne, dă-mi o minte sănătoasă ca să te declar pe tine în orice vreme, Domnul și Stăpânul meu. Amin. Ocupăm locurile. Cred că fiecare dintre noi am avut ceva de învățat. Dacă pentru mâine El poate să-ți fie călăuzire, înăuntru tău gândește tu ce vrei să fii. Vei ieși afară pe stradă, poate la locul tău de muncă, vei fi în contact cu alți oameni. Întreabă-te de fiecare dată și eu la rândul meu să mă întreb de fiecare dată. Când oamenii se uită la noi, ce fac? Văd originalul? Sau? Doamne, ajută-ne ca tot ce s-a vestit în seara aceasta să punem la minte și la inimă. Și Dumnezeu să ne ajute să ne putem duce. Amin. Păstrează ce ai. Păstrează ce ai. Domnul să vă binecuvinteze, nu înainte de a mulțumi fratelui Deac pentru slujirea din această seară și Dumnezeu să-L binecuvinteze în continuare. Dumnezeu să-I binecuvinteze și plecarea. Căci Dumnezeu este Cel care binecuvintează și la întoarcere, și la venire, și la plecare. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Facă ca binecuvântarea Lui să fie în casele noastre și în familiile noastre. Și cel mai frumos exemplu, știți de unde pornește? Din casele noastre. Facă Dumnezeu să fim exemple vii. Și cu asta vreau să închei. Dumnezeu e Dumnezeul celor vii. Caută să fii un suflet viu. Amin. Până la o nouă întâlnire joi în casa Domnului din nou la orele 19, îmi doresc ca harul
și pacea Domnului să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca tine, în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispită vine, s-o biruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scump, a Ta comoară, de-i mângâie, pe veți să-mi dăruiești. Aș vrea în mine tot ce vechi să moară, iar Tu să faci din mine ce dorești. Și-aș vrea, Iisuse, scumpa Ta viață să se oglindească pururina mea și să dispară vălul greu de ceață ce-mi piedică să-ți văd mărirea Ta. Aș vrea, Iisuse, scump, a Ta comoară, de-i mângâie, pe veți să-mi dăruiești. Aș vrea în mine tot ce vechi să moară, iar Tu să faci din mine ce dorești. Și câte n-aș mai vreau, scump Iisuse, în pribegia mea pe acest pământ, dorințele ce îmi rămân nespuse, le împlinește Sfântul Tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scump, a Ta comoară, de-i mângâie, pe veți să-mi dăruiești. Aș vrea în mine tot ce-i vechi să moară, iar Tu să faci din mine ce dorești.